da. Ok. Și spuneți-mi părere, că noi am analizat ceva din ele, nu le-am parcurs chiar pe toate. Emisiunea, dar vă spun, este o viciere de rezultat și eu mă felicitez că de mult n-am mai văzut așa ceva. Faze foarte clare, decizii ușoare, toate greșite și toate într-o direcție. În primul rând, cartonașul nostru este cartonaș galben. Mi s-a spus foarte clar, mi s-a prelucrat. Cartonașul nostru este când jucătorul care lovește își folosește cotul ca o armă. Lovește cu cotul, îl folosește ca o armă. Mihai Popescu nu îl folosește ca o armă, este cartonaș galben. Apoi, de ce nu judecă cu aceeași măsură când Iuru lovește? Aceeași lucru am discutat noi. Păi nu cu aceeași măsură, că... Nu, exact. E, acolo e mult mai grav. Folosește cotul ca o armă. Asta am discutat și noi, că dacă ar fi să comparăm, Pandele zicea că faza aia e de poate 5 ori mai ca intensitate, da, ca lovitură. Acolo folosește cotul ca o armă, dar el, repet, viciere mare de rezultat. Nu o să mai vorbesc de faza la Olaru, că noi am primit, în careul nostru s-a dat penalti la faza de genul ăsta. Olaru a fost lovit cu capul în cap. Să lăsăm faza aia. Dar cum cu nu fluieri faul la șut, când este faul de Graben, că îi pune talpa pe gleznă? Da. Cum să nu fluieri tu? Ok, varul nu poate să intervină că nu se întoarce faza. Dar varul ar fi trebuit să analizeze atacul asupra lui Târnovanu, că la ultima reluare se vede foarte clar cum jucătorul Petrolului intră în Târnovanu și îl dărâmă. Cum e posibil să nu se analizeze asta? Bun, deci vreau să spuneți așa, ca să le luăm pe rând, că și noi am admis aici că la șut este faul, nu poate interveni var pentru că... Nu poate interveni var, dar trebuia să intervină Viticanu. Am înțeles, pe care... asta am discutat, da. Da. Dar dumneavoastră spuneți că este faul la Târnovanu. Da. La ultima reluare se vede foarte clar cum el joacă mintea și jucătorul de culoare al Petrolului, nici nu știu cine este, intră în el. Da, lucrurile așa stau, numai că degajarea lui Târnovanu, sau mă rog, intervenția lui Târnovanu la minge nu este împiedicată de atacant. Da, dar intră în el, e fault în atac. După ce Târnovanu joacă mingea. Dar nu contează. E fault în atac. De ce nu dai fault în atac? Da, deci vreau să spuneți că e fault. Noi aici, în platou, am zis că nu e fault, că interpret intervenția lui la minge. Nu are importanță. Nu mă interesează în momentul în care este intervenția. Este mingea în joc, atacantul intră în portar. E fault clar. Dincolo de decizia arbitrului, Târnovanu are vreo vină, în opinia dumneavoastră? Au fost atât de